Intrați, vă rog! A, tanti, mă, ta ești? N-am timp să știți, am o programare. Da, știu, perversul ăla de la ușă care se visa violator. Dar de unde știți? Păi ce l-am vindecat eu, păi. Cum? M-am oferit victimă. Și s-a lecuit. A luat-o la sănătă așa, mai că mai că bună. Zi mersi că ai încasat niște bani fără să muncești nimic. Mersi. Da, să ne revenim. Am venit într-o problemă gravă. Chiar foarte gravă. Știi că am o firmă de asta de pază de trupuri. Pază de trupuri? Ce înțelegi? Pază de trupuri? Bodyguard, cum dracu le zice. Da, cu mărlanul, știu. Cu mărlanul, pe dracu. Cu mărlanul o să am niște orgasme. În curând. Ideea este că oamenii care am eu pe teren mi-au transmis niște informații de foarte mare interes pentru tine, în mod direct. Ce informații? Despre Baros. Și că încă se mai întâlnește cu al din interlopii lui prin case conspirative. Ce face? Ce să facă? M-a atrapat lucruri, că dar nu se întâlnește acolo, să-mi coasă goblenul. Păi de unde case conspirative, tanti? Că ăsta al meu mai nou n-are bani să tragă apa la toaletă. Băi, lasă, m-ai pus taxa la budă? E o expresie, tanti, o expresie. Păi, femeie, nu fi naivă, că tu ești dita mai psihologă, ce dracu? Haide, tanti, că m-ai slăbit. Măi, fată, Baros nu spune ție, dar sigur are vreo 3-4 case. Aveți vreo dovadă? Nu, eu n-am. Dar poți să ai tu, că-l trimiți la fisc să-ți aducă o hârtie unde sunt trecute negru pe alb toate proprietățile lui. Și o să te convingi cu ochișorii tăi. Da. Matiescu cu Poponeț, mergeți la furtul auto de rezolvați cazul. Iar Solomon și-a de aici pentru reclamații. Și eu? Tu te duci la intrare? Din nou șeful, de 3 zile stau la intrare. Dacă ești vrăjitoare. Deci mă persecutați, l-ați auzit, da? Sunteți martori. O, disperat-o, cieță, păi cine te-a făcut vrăjitoare? Eu când am zis vrăjitoare am făcut referință la faptul că tu ai carismă. Frăjești lumea. Și ăștia când vin să depui reclamații, tu îi zăpăcești de cap și ei nu mai depui reclamații. Nu mă? Da. Și tu tot melodia asta, oaiba? Bă, voi vreți să mă disperați? Da, e la modă, șeful. De ce nu vă place? Pițar moda, dracu, Matiescule! Ca și că fiindcă e melodie de gherțoi, bă! Imediat să o știm că te găsește, dracii. Ăsta e ordin. Am înțeles să treci. Șeful, melodia de la telefon e o chestie personală. Dacă nu vrea să-și o schimbe, nu puteți să-l obligați să o facă, da? Pentru că e abuz. Serios? Da. Așa, Matiescule, nu vrei să o schimbi? Ba, vreau, șeful. Îmi face chiar plăcere să... Vă zășfa? Hai, fuga marș la poartă că te așteaptă intrarea aia cu reclamații. Taram, tararam, 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 pam, 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 taram, tararam, pam. Unde ai fost? Păi, unde să fiu, iubii? Am fost să-mi caute lucrul, așa cum ți-am promis. Ai, nu spune, și ai găsit tot la interlop, este? Nu, iubii, eu muncesc cinstit. Păi de ce crezi tu că n-am bani nici măcar să-ți iau o floare? Ai, lasă-mă, nu zici că ești sărac lipit. Păi atunci să-mi aduci și mie un extras de la fisc cu ce bunuri ai pe numele tău. Un extras? Da. Dar de ce? Ca să văd și eu pe cine au de soț, nu? Sunt curioasă ce zestre ai. Și oricum o să ai nevoie de el când facem contractul prenupțial. Că doar nu vrei să-ți moștenesc eu averea, nu? Ba, da, vreau, iubii, n-am nimic împotrivă. Mai trebuie să-ți aduc? Da! Și să aibă și ștampila și parafa administrației financiare. Că doar nu sunt vreo proastă, da? A, poți săriți poliția! Să vină poliția! Mârlane, tu ești idiot? Șeful, dumneavoastră erați. Ce m-a speriat? Dar ce-i cu matale așa de dimineață la serviciu? Grijile m-au adus, Mârlane, grijile! Că mi-e frică că nu o să te mai pot ține în funcție.
Ce mă mai plor, mă dați afară! Nu încetează, naibii, că mă năclăiești! Ok, dar nu mă dați afară, cu ce am greșit, șef? Cu nimic, mârlane, cu nimic, dar nu mai îmi permite legea să te țină în funcție, mă! Că vor ăștia să dea o lege nouă care zice că orice persoană vrea să fie președinte de club trebuie să aibă un minimum de avere și proprietăți ca să nu mai fie tentat să spele banii prin contractele jucătorilor. Te nu spun nimic, șef, că știți că eu am teamă de să pun. Știu, dar n-ai proprietăți, deci nu corespunzi. Cum să fac, șefu, că eu am leafă de rahat, bani nu prea dați, ce mă fac? Ar fi o soluție, dar asta numai dacă îmi garantez că pot avea încredere în tine. Da, șefu, vă jur, în mine puteți avea încredere ca nimeni. Ca mama dumneavoastră. Îți donez eu niște proprietăți de la mine ca să poată să te valideze ea de la comisie și pe urmă mi le dai înapoi. Ce ziceți, domnul președinte de club? Genial, șefu! Mă termină, mă, nu ți-am spus că mă năclăiești! Auzi? Să nu dea naiba, să afle cineva că... Mormânt o să fiu, șef. Păi să fii, mârlane, că dacă nu o să fii la propriu. Am și eu. Și ce proprietăți îmi dați? Ba, o nimica toată, țuțu. O casă bătrânească în Poiana Brașov și un apartament confort în Herăstrău. Ce A venit să depună o plângere. Să știți că n-a ținut cu vrăjitoria, că are boală pe polițiști. Da, am boală pe polițiști, că amantul nevastă mai e polițist. Sau mă rog, așa zice ea și o învață să mă bată, să mă gunească de acasă. Te bate muierea? Da, n-auzi că învață gaburi tehnici. Pe la acoperi, se prieteni, sau chiar tu ești amantul? Lasă casa nu o să rămână așa, vă fac eu raport la toți. Nu ție, mă, om, nu ție. Ce mi-ai făcut, nenorocito? Eu! Da, expre ai făcut, ți-ai pus melodia aia idiotă pe telefon? Că știi că fac criza de nervi? Știi că fac... Ah, dar situația asta nu o să rămână așa. Din clipa asta, ca să nu-ți mai aud melodia aia de rahat, la mine aici în birou, te duci pe teren, numai acolo să-mi stai că... Ai văzut că am scăpat de statul la poartă? Ieși pe țar poarta, dracu! Hello? Ce face fetele? Ce face băieții? Te face bine. Sau n-ai vrea să facem bine? Ai vrea cumva să fim în spital ca să ne mănânci tu mâncarea? Băi, nu prea o să mai faceți bine după ce o să vă dau vestea. Ce veste, făinosule? Te-n pomeni că ai renunțat la carne și ai trecut pe uruială. Ca să trăiești și tu ecologic, ca frații tăi de la abatoare. Chiar o să trăiesc ecologic, fraiere, la casa mea de la munte. Te muți la munte? Tu te muți la țară, mârlane. În sfârșit ți-ai dat seama că acolo e locul tău. Bravo, mă! Plec numai weekend-uri, pricăjitule, ca șmecherii, ca baștanii, cu gagica după el, cu iubițica, cu viitoarea mea, Sofie. Ăsta, soție. De fapt, am zis bine, că Sofia o să fie viitoarea mea soție. Și când ai trezit, dormeai curât, un troacă. La casa aia de la țară, unde ai zis că șezi. Nu e casă, bă, tablagiule, dita-i vila și e la Poiana lui Brașov. Ți-ai luat vila la Poiana Brașov, mârlane? Ce-a mânt? Ce-ai închiriat vila la Poiana Brașov, mârlane? Ce-ai închiriat, bre, proprietate? Ha? Ce zici, acum dai mâna Sofiei? Că vreau să o cer de nevastă chiar acolo, în fața șemineului. Frumos, romantic. Lemnele trosnesc. Vreau și eu. Să trosnești? Nu, tanteleule, vreau și eu să merg acolo, că vin cu voi, ca să mă asigur că nu care cumva profiți de ea. Că asta-i toantă. O dă imediat cu clăci în sus romantismul. M-a dus să-mi fac băcasele, am plecat la vacanță, plecăm la munte. Doamne, ce bine! Asta nu mai scap nici la pușcărie. Unde n-ar fi exclus să și ajungi, godacule? Că cu siguranță ai făcut tu ceva, ceva m-a trapat zlâcuri de te-ai ales cu viloi. Că eu muncesc de o viață întreagă și nu m-am ales nici măcar cu un coteț. Ce viloi, bă, Chiorete, bă, noi ne... O casă de-asta de lemn, de răpanată, bătrânească.
Am zis așa ca să mă dau și o mare în fața lui baba să-mi o deie pe sofica. Cum să mă duc bre la Poiana Brașov cu Mârlan? Vreți să... O desperat-o, Hoc, o să viu și eu acolo. Nu o să poți să-și facă nimic. Tu nu mai acceptă să ne vedem acolo, în fața șemineului. Că eu când văd șemineu, așa mă fierbând, că o să te scap de Mârlanelu pentru tot weekendul. Și poate chiar pentru totdeauna. Îl omorâți? Nu, toantă! Îl iau de bărbățel! Păi, mata, crezi că dacă aude că vii cu noi, mai plecăm? Sigur găsește el ceva să contramandeze. Ei, păi atunci îi zic că nu mai pot să vin și apar inopinat. Păi tu nu ești chiar așa de proastă pe cum trebuia să ieși. Hai, pa! Intră! Sărbuna, tanti! Am venit să vă anunț că s-a contramandat... S-a anulat treaba cu weekendul la munte, că am treabă, că vine un impresar străin să negociem pentru niște jucători și nu mai pot să... E mai bine, că nu eram chiar așa de sigură că pot să mai vin și eu cu voi la munte, ca în programare, la doctor. Știți, bolnavă! La geriatrie, Mârlane, nu te bucura, că nu mă duc și amor, mă duc și-am tineresc. Să, da, succes, Tantis! Și mi-ar face o epocală plăcere să mă însoțești să... N-o ține. E prea sofisticat și... Dragă Sofica, pentru a-ți mulțumi pentru efortul depus în ultimul timp, m-am hotărât să-ți fac un weekend așa de relaxare, să te invit la vila mea de la... Dacă îi zic că-i vila mea... Nu calcă pe acolo, că știe ce o așteaptă. Cum naiba să-i zic? M-ai chemat? Da, să fii că... Ce faci în weekend? Păi merg cu tine la munte. Da? Păi mi-a zis tanti că ți-ai luat vilă și vrei să o inaugurezi cu mine, așa-i? Da, da, exact, să inaugurez cu tine. Super! Păi atunci dăm cheia să mă duc eu înainte să pregătesc cuibușorul. Chiar nu-i la mine, am lăsat-o la... Am niște băieți care lucrează în casă ăștia zi, dar când am terminat acolo, mai are de dat niște finisaje, să aurească clanțele, să pună cristale pe neon și să te încuiască oglinda după tavan, că să ne vedem. Dar cum termină și mi-aduceți, o dau. Ok, dar vine și tu și ca, da? Vine și tanti. Normal că vine și tanti, că cum să te inaugurezi fără ea? Să inaugurezi vila fără ea. Păi mă duc să-mi fac bagajele. Du-te, fost. Să trăiți, șeful! Auziți când mi-aduceți cheile de la case? Niciodată, Mârlane, doar nu crezi că o să te lase intri acolo să-mi năclești canapelele și cearșafurile. Zi mersi că te țin în funcție. Ce mă fac? Să rămâinile, agenția imobiliară, da? Aș vrea să închirie și eu o viluță în Poiana Brașov. Da, la ce preț? La cat? Au zis la o casă mai bătrânească, așa, n-aveți, că noi suntem mari amatori de rustic. Ce mă fac, popăsa? Ce mă fac? Că dacă află de Zilica, o să creează că eu chiar am o relație cu nevasta fătălăului. Și o să afle, mă, că o să ai pe grijă matracul ca să-i spuie. Păi ce mă Dezire să știe cu nevasta lui ăla? Nu matracul ca aia, mă, matracul ca de la mine, de la seție. Afrodita de... Păi știe și ea de... Normal e ceva, că doar ea mi l-a adus pe fătălău la mine în birou. Asta a premeditat totul, pupăză. S-a înțeles cu ăla ca să... Tii, ordinara! Dar la asta eu plătesc eu. Bine că ești aici. Am o bombă pentru tine. Mârlanu și-a luat vilă. Știu. La Poiana Brașov.
Dar nu e vilă, e caca. Taci, că dacă pleacă cu asta, doar nici nu-i fără grohăiere în weekend. E caca? E caca Stelu Bran. Caca e... dai viloiu. Mai bine, că asta înseamnă că a făcut matrapaslăcuri grele ca să o cumpere. Bănescu o să demareze o anchetă, nu? Normal. Și cine o să se ocupe de ea? O să se ocupe... Ia ascultă, madam! Nu ți-o un pic jenă la obraz să vii acilea în casă să mă tragi pe mine de răspundere? Dar cine te crezi, șefa mea? Nu, mă, dar pot să-i dau amănunte despre viloi. Că m-au invitat Mârlan un weekend acolo și o să o văd. Aia, o să ocupe... Afrodita. Super! Nu zici, popăză, că tot răul e spre mine, ăsta spre bine, că o să o trimit pe matracucă să facă weekend-ul cu Mârlanu. Bine ai venit, Barosane! Hai să zic bomba! O să te viziteze la munte Afrodita. Degeaba o trimis, bă, că ți-am zis că e o amărâtă de casă, o să vadă și ea. Nu eu o trimit, fraiere, ea vrea să vie, că de mult vroia să-ți verifice dotarea. Dar n-a avut ocazia, căci că fiindcă n-ați fost singuri. Da, cu dacă tu ai propria ta vilă, vrea să profite, mă. Dacă înțelegi unde bat. Hai, succes, fraiere. Bine că ești aceea, gen, cam o misiune urgentă pentru tine. De momentul ăsta preiei cazul Mârlanu. Cazul Mârlanu? Șeful iar vă bate joc de mine? Vedeți că dau drumul din nou la Pinguin. Stai potorită, agent, că nu e niciun mișto, niciun apropo. Este un caz extrem de grav. Știu, dar nu e de competența poliției, ține de psihiatrie. Termină cu tâmpenile, că e caz de competența noastră, a poliției. Orice evaziune și fraudă aparține despre noi. Pentru că eu am primit o informație extrem, extrem de secretă, cum că Mârlanu și-a procurat la Poiana Brașov o vilă de sute de mii de euro. Misiunea ta este, din momentul ăsta, să-l urmărești, să afli ce face el în vilă, să știi tot. Adică să mă duc cu Mârlanu la munte? De agent. Asta este. Meseria cere sacrifici. Păiți, domnule Chestor, ce onoare! Ce onoare, comandante! Ce onoare! Păi după ce că întreții relații extraconjugale cu o femeie însurată, te mai poți și agresiv cu bărbatul în secție. N-am, șeful, nicio relație extraconjugală cu nicio muire. A fost o confuzie, șeful. Nu pe el am vrut să-l dau afară. S-a înțeles greșit. Șeful, dacă nu mă credeți, întrebați-o pe agentul Afrodita, că mi-a fost martor la așa ceva. Eu tocmai plecam la Poiana Brașov, că sunt într-o mare întârziere, mă scuzați. În halul ăsta te comporți cu petenții, îmi dau seama ce agresiv te porți cu... acuzații. Și nu sunt șeful, jur. Eu sunt blând ca un vițel la interogatorii, șeful. Eu cu ei când îi interoghez organizăm karaoke, facem niște pulovere frumoase, rebus, mâncăm pișcoturi. Șef, dacă nu mă credeți, vă rog cum o să participați inopinant la un interogatoriu dintre ăsta. Ia uitați pe cine am prins. S-a prins Don Chester. Oh, Gică Șișu. De oblunte, filămâne mernicule. Felicitări, comisare, și vei primi o primă pentru competența ta. Mulțumesc! Ce face? Competență pe naiba. Noroc. Își făcea nevoile în pădure și am alunecat pe rahatul lui. Așa a fost, băi, Matescu. Da să trăiți! Da să trăiți! I-am pus capcane pentru că avem informații că se ascunde în zona aia. Permite să mă duc să-l interoghez? Că îl fac să spună tot ce-a sub de la măsa. Mai pardon că te dus, o să mă duc eu cu Șișu, că trebuie să-i demonstrez lui domnul Chestor niște chestii. Stai, nu vă mai agitați așa, că am să-l interoghez chiar eu. Păi ăsta-i vorbi, păi, bătrân, mă, ăsta nu scoți așa o vorbă de la el cu una, cu două. Poți să asisti și tu la interogatoriu, ca să vezi cum mă descurc eu în cazuri dificile, în stil european, nu cu violență. Ți-au adus cheia aia, că eu sunt gata. Normal, dragă, păi își permitea ei să întârzie. Ți-o dau când vii la birou. Te pup la propriu.
Bre, tanti, sper că e stăpână pe situație, că n-am chef să-și întindă asta palele otrăvitoare pe mine. Nu numai că și stăpână pe situație, dar în curând o să fiu... Ce călare pe aia! Vai, vai, numai că mă gândesc la semineul la dogoritor. Așa mă înfierbânt, când vine așa șarpă primul care-mi iese în cale. Cine era? Neghiniță. Mă la poveste, Gendu. Tot popchile ai rămas. Ce n-ai voie, fata? Gata? Telefoanele? Mi-ați mâncat zilele. Păi și dacă avem nevoie să dăm un telefon urgent, șeful, ce facem? Din misiune, bineînțeles. Folosim stațiile de îndotare, Matiescule. Alea folosim. Mai facem și noi, terminăm cu adiționalele astea pe banii statului și pe ministerului. Mai facem economie, că e criză. Băi, în clar? Ia, Solomone, să-mi oprești toate radiourile din secție. Păi alea nu consumă nimic, că-s pe baterii. Aia, lasă-mă. Și bateriile nu costă bani, mă, tafălogule. Costă. Și în plus de toate, nici nu e biodegradabile. Păi ce vrei să creează domnul Chestor că nu suntem și noi ecologiști? Vă fie rușine. Nu să mă încurci. Ecologist, pă naiba. E frică să nu-i pună careva pinguinul de față cu domnul Chestor și să-l apuce crizele. Păi cine și-ar permite să facă așa ceva? Afrodita, normal! Păi Afrodita e în misiune, la munte. He, pentru asta vine special Solomoane. Da? Vică cu Sofica, îi văd mai muțica. Vine după cheie, ca să fac femeie. Bine că ești aici, vreau să-mi arăți și mie. Știu că mi-a zis Chiorete, dar n-ai nicio șansă să o vezi. Numai iubițica mea poate să o vadă, recte, Sofica. A, ți-e frică să nu văd că ești în regulă cu ea? Cum să fiu în regulă cu ea? Am banalizele la zi. Actele, se zice. Mârlane, te opui degeaba, că tot o să intru în ea cu sau fără voia ta. Păi, femeie, tu-ai nebunită, stai vior, să știi că te reclam. Intru cu mandat de la procuror, tăntălăule. Sau poate? Auzi, nu faci mie rost de un mandat de ăsta pentru Sofica? Hai că după aia și eu, băia, bă, uite, ți-o arăt dacă m-a ajuns, dar nu pui mâna. Ce faci, mă? Mă dezbrac să vrei să o arăt pe pantaloni. Bă, tu ai nebunit? Eu mă refer la actele de proprietate ale vilei. Dă-mi-le imediat, n-ai zis că ți-a spus Chiorete? Păi mi-a zis, mi-a zis Chiorete, dar mi-a zis că... Vrei să-ți-o arăt pe asta, nu astăzi? Nemernicu! Ordinarul ăsta vrea război! Dă-mi imediat actele de proprietate ale vilei! Care acte de proprietate? Păi, femeie, că e închiriată vila! Și nu e nicio vilă, eu am arătă de căpăuță de lemn, nu ți-a zis, Chiorete? Știa și asta! Săranu, jigodia! Eu o să-i arăt eu lui război! Ce faci, mă? Deci nici n-am plecat la munte și tu deja mă înșeli? Și eu care vroiam să mă duc înainte să aranjez cuibușorul de nebunii, ordinarule! Sunt tu! Sofica, nu-i ceea ce pare, ce mi-ai făcut nenorocită! Eu? Chiorete! Dar stai liniștit că o să mă duc eu să mă răzbun pe el și pentru tine! Ne-ași picioarele ea de vilă, că numai belele aduce. De-aia cred că mi-a și dat-o barul să scape de belele. Chiorete, deranjez pe domnul. Ia-mă-și. Uite cum facem. Tu o să ne spui unde ai ascuns diamantul, iar noi o să-ți obținem o pedeapsă minimă. A? Ce zici? Sigur că da, ca să aveți dovada jafului. Păi credeți că s-a întâlnit hoțul cu prostul? Sau, mă rog, invers? Deranjăm pe domnul. Dă-mă mai tare, mă, că poate n-aude. Dă tare, tare. Aude sigur că are geamul deschis.
să murim de cald, șeful! Păi și eu ce vreau, mă? Să fie cald, așiță! Ca el să transpire, să ne dușească, mă, și noi în timpul ăsta o să bem în fața lui apă rece, minerală, cu bulbuci! Și uite așa, ușor, ușor, îl cuprinde deshidratarea. Și pac, îi se blochează mușchii. Gâtul ți se usucă. Apar convulsiile! Nu ține. Omul poate să reziste și o săptămână fără apă. Am văzut eu pe Discovery. Iar voi, mai mult de 48 de ore, n-aveți voie să mă țineți aici. Ei? Șeful, permiteți-mi să încerc și eu cu metodele mele, ia. Da? Și mă rog, care sunt metodele tale, comandante? Nu vă faceți probleme, că n-am de gând să-l altuiesc. Ba. Păi nici n-ai curaj, mă, că te reclam la drepturile omului. Baby! Da? Poftim! Ești mulțumită? Ce e asta? Fișa cu toate proprietățile mele. Are ștampila de la administrația financiară, are tot ce-i trebuie. Bă, tu chiar n-ai nimic? Păi când ți-am spus că sunt sărac și cinstit ca Iliescu, nu mă premiești? Păi de ce naiba să te premiezi? Și ăsta e un motiv de laudă? Păi tu, înseamnă că ai fost cam risipitor la viața ta și să știi că mie nu-mi plac risipitorii. N-am vile, dragă, dar am bani în bancă. Dacă vrei, mă duc și ți-aduc extrasele. Na, că acolo poți să mă nărești. Mă rog, de data asta merg pe încredere. Să rămână. Ei, pentru asta te premiez eu pe tine. Îmbracă-te elegant că ieșim la restaurant. Mă duc. Răspunde tu! Ce naiba cauți aici? Hai veni să vă dau astea înapoi, că mi-a făcut o grămadă benele. Mă urmărește poliția, m-a încercat Sofica, nu mai vreau să fiu proprietar. Aia, că-i nașpa. Dacă e nevoie, renunci la funcția de președinte și bag picioare. Stai, mă, liniștit, că nu e cazul, că s-a abrogat legea aia. Las că vin mâine și facem actele. Ce mâine? Nici mâine, că până mâine cine știe ce pățesc. Mă trezesc, naiba, arestat. Ia, semnați acum și scăpăm de ele. Hai. Chivi? Îți place rochea asta? Superb! Ce-s alea? Nimic! Niște acte de-a lui Mărlan, nu mă uitam peste ele să văd dacă sunt bine. Da, sunt bine, poftim. Păi sunt bine, că doar notarul le-a făcut. Hai că mă duc, mă așteaptă să registreze donația. Ce donație? Niște bunuri, iubi, pe care le donăm unei case de copii în numele clubului. Ca să ne crească și noi imaginea. Mărlane, poți să dai drumul la acte. Da, la copii, da. Nu aici, mă, la notar. La notar să le... La o casă de copii, care mi-a dus. Mă, tu chiar te-ai făcut un om mai bun, mă. Dă-le încolo de restaurant, hai să sărbătorim aici. Șeful, dar n-a semnat. Semnează tu, Mărlane, că ești dita mai președintele. Hai, semnează tu, noi avem treabă. Adică ce sunt grazi? Adică dacă eu ești președinte, că nu m-a dat afară nimeni și am tot dreptul să semnez. Ce vrei, nu poți, are capul prea tare, nu-l pătrunde paranormalele. Stai mai diliu ca mine, frate. Aici erai nemernicule. Opa! Ați chemat ajutoare? Așa da, închetator, așa da. Ia zi, păpușo, o să mă pedepsești rău, rău de tot, că eu vreau. Uite cum facem. Îmi arăți ce-ai în sutien și eu o să spun tot. E? Dă-mi imediat telefonul. Și mie. Da, stai. Uite, aici e cartea mea de vizită și numărul de telefon. Dar dă-mi un apel ca să am și numărul tău. Ok. Accent, tu ai nebunit, că suntem în jocul unei lachete. Bă, să nu te păie dracu să suni. Dă unde s-o opri, să nu suni, mă. Dă unde s-o... Nu știu. S-a rezolvat pe ei. Ăsta e mai nebun decât mine, v-am zis eu. Și violent și abuziv, să știți. Da, dar de data asta a avut motivație.
Auzi, chiar deranjez ancheta. Hai! Tot trebuie... Dă-ți oprești că te găsește nații! Domor! Gulietos! Te găsește omor! Și toți! Unde e? L-a înglopat în pădure! Acolo unde s-a ușurat Mateescu! Nu, tâmpitule, domnule, să oprește telefonul ăsta! Nu mă interesează diamantul tău de rat! Team! Mi-a zis, domnule, face rost de diamant! Unde e ascuns, bre? Ce bol sunt! Felicitări! Chiorete, ce tehnică ai! Am să propun în toate secțiile să se aplice metoda ta! Și o să ai și o primă babană. Agent, rămâi să iei declarația de la Borpaș. Că eu mă duc să-mi iau prima. Ce stil, mă, dar cum ți-a venit? European, mă știți doar. Extraordinar. Mărlane, trebuie să semnezi actele de donație. Păi le-am semnat eu, cum a zis doamna Teo. Bă, tu ești idiot? Ai semnat și la donator și la primitor? Nu, doar la donator, la primitor, ai semnat primitorul. Care primitor? Casa de copii la care a donat proprietățile. N-a zis că să, vrei să scăpați de ele. Mi-ai donat casa la casa de copii? Care... Săracu, o fi de la albimă mică sau avea valoare sentimentală. Mă scuzați că intervin, dar melodia de la telefon e o chestie personală și nu puteți să-l obligați dumneavoastră și eu. Să-l fă și tu? Și eu. Ce amuți? Ce-i chiriatile la Brașov, Mârleane? La Poiana Brașov. Ce tanță așa? Să încercăm și cu Poiana Brașov? O fată nu poți să faci, mă. N-ai cu cine? Ai, mama, băi, de nu, dar de... schimba leargă de zici că-i nouă. Ce-am uit? Ce închiriai vine la Poiana Brașov, Mârleane? Nu vrei la Oradea. La Oradea? Nu, no, mă, trebuia să o dai, că nu știm când mai e și tu acum. Acum ați găsit, iar mai dăm de 10 ori. Une n-ar fi exclus să ajungi și tu, să și ajungi, Mărlane. Ah, cu Boradea mătii. Ah, hai, Grig, măi. Gogoșarule. Da, dar vezi că cine are noroc la cărți n-are noroc în dragoste. Da? Cobește, idiotule, cobește. Hai, fă-le.
Ia-le, tu paste și un paste. Începem? Da, hai. Păi ce faci? Norocul și-l mai face omul și cu mâna lui, mă. Pupăze, nu știi vreun instructor auto? Să nu zici că vrei să-ți iei carnet. Ba da, și nu numai carnet, îmi iau și mașină. Ca să o dau pe spate pe Sofica. Adică pe bancheta din spate. Mărlane, pentru mașina pe care ți-o permis tu, nu-ți trebuie carnet, mă. Îți trebuie doar detergent. Nu glume în tine. Când o să vezi ce mașină îmi iau, o să leșini. Sigur că o să leșini, dar te râs. Și bănuiesc că ți iei permis de categoria C? Ăla-i pentru gabarit de pășit de ștetură, meu, pentru mașină mică. Mărlane, oricât de mic ar fi mașina, cu tine în ea tot gabarit de pășit. Zică, mor de oftică. Că de calic ce ești, nu ai dat bani să ții măcar un scooter. Eu o să-mi iau super mașină, de aia mare, o fiară cu 16 vulve. Cu 16 vulve? Dar de fapt ce mă mir? Că un mutant nu poate să se cupleze decât cu o mutantă cu 16 vulve. Succes, mați! Mersi. Hai zi, știi un instructor? Hai că dacă mă ajut cu treaba asta, îți dau sientură. Și-mi dai, mă, mașina sau mutantă? Matescule, ar trebui să mai faci tu niște sport, mă, că uite ce burtă ai făcut. Cine e șeful? Eu. Ia. Respiră, mă. De ce râdeți? Că nu mănânc mai nimic. Și la sală nu mă duc, acolo se strâng toți interlopii. Și dacă mă văd cum gâfâi când ridic gantera aia de un kil, dăm naiba imaginea poliției române. Dar cine a zis, mă, să te duci la sală? Alergă și tu pe-n parc. Să se ia toți maidanezii după mine. Dar după alții de ce nu se ia, mă, niciun maidanez? Că nu miros a polițiști de-aia. Iau. Ce faci, Iau, dragă? De unde vii așa de... De la sală. Mergi la sală? Păi... Când? Că vreau să vin și eu. Păi nu ziceai că nu te duci, mă, că tu n-ai... Păi că am un corp super atletic și că nu mai am nevoie de sală. Dar uite, acum vreau să mai tonific puțin musculatura asta. Plus că acolo se strâng toți infractorii și poate mai aflăm și noi un pont, o informație, ceva. Dar mă duc undercover. Vine șeful! Atențiune la mine! Am primit un comunicat de la minister în care suntem anunțați că din cauza crizei urmează să se taie... Nu mă dați afară, șeful, vă implor! Matiescu. Pe mine? Nu mă restructura, șeful! Vă rog eu din suflet, vă promit că până mâine slăbesc 10 kg! Poponeț. Și până la antre. Cine a zis ceva de restructurări de tăiat, mă, tafologilor? Păi atunci ce se taie? Să taie benzina, 50%! Păi și noi atunci cu ce mai mergem în misiune, șeful? Cu bicicletele, Matiescule, cu bicicletele! Da, eu cred că nici nu mai știu să merg. Da, eu n-am știut niciodată. Te învăț eu. Vreau. Oh, dar nici eu n-am știut ca lumea niciodată. Dar vă învăț eu. Nu mă interesez, că am deja profesor. Bun, deci am aflat cu toții că veți lua lecții de mers pe bicicletă de la Țața Vița Biciclista. Sărănoiule. Că te găsește, dragi. Sarna? Mărlane, ce-i cu tine? Vreau să dai și eu o testare de aia. De inteligență? N-am pentru tine, că nu s-a inventat încă testul negativ. Vreau să faci un test de la fată, de psihologic. Când trebuie pentru școala de șoferi. Vrei să-ți iei carnet? Da, și mașină, una de aia de copertabilă. Da, nu poți să mai amâni un pic? De ce? E criză și n-am bani de mormântare. Hai, fată, că merg încet, stai liniștită, cu 2 la oră, ca să aibă timp lumea să-mi admire școala. Vrei să conduci despuiat? Să-mi admire școala de mașină, că mi-a una de asta tunată. Dar cum e aia tunată? Nu știu, dar îmi place cum sună. Hai, dăm o dată testul ăla, că am programare și la voi după aia. Bine.
Într-o cameră sunt două fete. Intră un băiat. Câte sexe avem? Păi, depinde cât de vârlav e ăla. Eu dacă aș intra, aș face sex cu ele până dimineață. Mărlane, concentrează-te la întrebare. Răspunsul e un număr. Un număr poate de abia. Sărac, înseamnă că e distrus. Una din alea două sigur rămâne cu ochii în soare. Biata de ea. Ok, mergem mai departe. Trei pisicuțe cântă la chitar. Pot ele să-și facă formație? Depinde, dacă cântești pe dormitorul impresarului, sigur își fac formație. Eronat, Mărlane, pisicuțele sunt animale și animalele nu cântă la instrumente muzicale. Vorbești, da, alea, veverițele cum cântă? Veverițele alea, din Alvin și veverițele. Alea cum cântă? Vezi că nu știi, mai pune și tu la pe bibliografie, că trebuie să fii pregătită, că doctorii oameni cu carte, te faci de râs, de rat, pe la cine mai trece, pe aici. Hai, pune ștampila și dă-le măsa de formulare vechite, că băi, hai că mă așteaptă la ochi. Dar tu zici că e nebună. Iau. Mersi. Atențiune, atențiune. Aceasta este binecunoscuta bicicletă cu două roate. Două roți? Deșteptul au toate bicicletele. Eronat, agent, țața, mița, biciclista, ca de obicei. Mai există și bicicleta cu trei roate. Aceea se numește tricicletă. Domn subcomisar Chiorete. Taci că te găsește, dragi de casă. Mai există și bicicleta cu patru roate. Așa binecunoscuta... troacă, cu care te împlimbai tu când erai la măta fată mare. Sau, mai bine zis, când erai la măta. Că fată mare nu crezi că ai fost în viața ta. E, păi dacă tot continui cu jignirile, ia să le arăți tu, mă, cum se merge cu bicicleta. Hai să te văd. Nu, Afrodita, dar de ce? Atențiune! Adică ce șeful de sețe nu e în stare să demonstreze un mers banal pe bicicletă? Că mă găsește toți dracii. Deci, prima aș dată... să încearcă să aducem pedala într-o poziție în care să... Aha! Ce? Uite, nu ai... Hai, uite... Mai țineți mâna ta! Hai! Acolo! Deci, cu demnitate, ne-am suit și plecăm adânc în curți. Mă, vă vie bate jos de mine, mie îmi dați bicicleta fărâmată, ce are, mă? Șeful... Cricu, nu l-ați ridicat. Cricu, că... Știam. Dar am vrut să vă verific dacă sunteți atenți, auva. Și a fost? Cu greu. Treci, Matiescule, că mi-i închideți tot felul de capcane. Hai, saltă, Cricu, mă. Hai, da. Invers, Poponeț, tu... Eu am făcut la Academie, șeful, deci... Așa, șeful, pe spate! Știu, mă, că mi-ai fost student. Da, oricum, după ce am obosit eu, mersi, oricine putea. A fost bun. Dar nu... Stai, bă! Se încalecă pe dreapta, șef. Nu fi obraznic, că te lipeze gardurile astea. Bicicleta. Deci ne... Invers. Așa, șeful, da. Stai! Dacă mai comentez, te... E... S-o ținem noi? Tăci! E o problemă de echilibru. Asta vreau să vă demonstrez, vă, că sunteți bâtă pe mersul pe bicicletă. Ușurel, vă țin eu culanul? Să nu vi-l băgați la roată. Vă găsește. Nu, că... Aha. Haide, șeful! Aha. Acum dați din pedale, șeful! Dacă... A reușit. Taci! Privirea demne înainte! Șefu! Vă rog eu, uitați-vă și puțin înapoi! Nu-i nevoie! Hai, v-am zis, șefu! Mărș, pleacă! Te găsești, drăgea, ca sunt în zeci! Unde-ai luat-o, mă? Șefu! V-ați lovit, șefu! Până scăpăm noi de Maidane, scapă și infractorul, șeful, cum? Scăpăm, mă! Scăpăm în secunda asta, că mă duc eu la Vandam și spun să adune toți câinii, mă! Nu chiar în secunda asta, că... ușor...
Dacă te prins că faci un comentariu, cazzo, o să-ți dau bicicleta aia fără șa, dracu să... Da. Haide, șef, hai, ușurel, ușurel. Ușor cu pianul pe scări, Matiescule, că-mi dai dracu în particulațiile. Să rămân mâna. Logopedia e la cabinetul 6. Nu că n-am treabă la logopedie, am la ochi, am la examenul de ochi pentru o școală. Da? Și în ce clasă sunteți? Pentru o școală de șoferi duduie. Glumeam, haideți, poftiți aici, luați loc. Așa. Ia să-mi spuneți ce vedeți aici. Doi... Corect. Și mai jos? Presupun că e o... Presupuneți sau sunteți sigur? Sigur. V-a căzut pic. Corect, mergem mai departe. Ce vedeți aici? Corect. E locul plăcerilor, viselor mele, unde mi-aș dori să trăiesc toată viața. Sunteți poet? Sunt pentru dumneavoastră, sunt și poet, ce doriți. Am terminat. Și eu. Ce romantic, mai și povești așa de dragoste, îmi place mie. Mătușică, e un tip extraordinar. Mai cred că m-am îndrăgostit. Și așa maciu și mi-a arătat-o... Și-a arătat-o deja că te prăfui. Mi-a arătat o atenție deosebită și e super bazat că de fiecare dată vine la întâlnire cu altă mașină. Serios? Păi să mi-l prezi și mie, fată. Și mai ești pe mine odată. Bre, tante, ai nebunit definitiv? Vrei să te culci cu iubitul meu? Să mă ia și pe mine odată cu mașina. Repezie-t-o. Că dacă mă vede lumea plimbându-mă pe bulivar, în mașină bengoasă, lângă un macho, că zici că e macho, nu? Îmi crește și mie coata fei, devin și o pisi și o să se bată pentru mine Poponețiu. Poponețul ăla de la secție? Ăla de la secție, Poponețul ăla modernul, fată. Deși nici ăla de la secție nu-i de lepădat, parcă ar merge o tură. Păi nu mai bine te duci matale direct la Poponeți și îi spui să te plimbe? Merge, fată, că ăla n-are mașină bengoasă și mai e și poliția aia. Mă vede lumea lângă el, zice că m-a arestat. Ăsta al tău e bun. Zi, când te duci la întâlnire, ca să vin și eu. Hai, bre, tanti, cum să merg la întâlnire cu mata? O mă așteaptă păpușe, nu mătușe. Pentru brăznicia asta, o să-l convins chiar mătăluță să mă ducă cu mașina. Mai timp pe mine. Și că dacă nu o face, tu nu mai ai ce căuta la întâlnire cu el, să fie clar. Uite, mai uita, mărlănele, că s-a dat. Cu ce s-a dat, bre, că miroase de nebunești? Adică s-a dat că e ocupată, bă, s-a găsit iubițel bazat, că... Nu așa că ești trist, a? Nu așa că îți vine să plângi. Nu așa, hai, plângi pe umărul meu, sau mai bine plângi așa. Zit, las-mă, că nu-s niciun nefericit, nu-s trist, sunt... N-avea pe cine să aibă mai bazat ca mine. E, bă, da. Și-a găsit un bajat, unul care schimbă mașinile, cum schimb tu ciorapi? Nu cred că e cea mai bună comparație că la schimbă mașinile zilnic, nu odată pe an. Dar eu nu schimb nimic, brec, eu nici n-am carnet. Dar acum că tot o să-mi iau, o să-mi iau și o limuzină de-aia bengoasă. Da? E, păi dacă e așa, pe mine mă duci prima. Asta dacă vrei să mai ai vreo șansă la Sofica, măi. Nu pot, Pulchiorete, să te scap de ei așa repede. E an electoral. Ce vrei, să pierzi jumătate din alegători? Păi de ce să pierzi, mă, jumătate din alegători? Că toată lumea vrea să scape de maidaneji. Mai puțin babele, care stau bot în bot cu ei de dimineața până seara, pentru că n-au altă ocupație. Și coincidență, aceleași babe ies și la vot, tot pentru că n-au altă ocupație. Păi și ce facem? Ce facem? Facem un studiu de fezabilitate, unul de impact emoțional și, în final, organizăm o licitație. Doar noi vrea să strâng eu maidanezii după străzi. Atunci lasă-mă pe stradă, mă, să-și fâșie bicicliști nevinovați. Ah, ia și-mi pușca eu pe toți cu mâna mea. Dar n-am cartușe, mă, căci că fiindcă e criză. Auzi, mă, fii atent cum facem.
O să încerc să prostesc Consiliu să dea o hotărâre de strângerea câinilor de pe străzi pe motiv că sunt un pericol de moarte pentru bicicliști, mă. Și chiar sunt. Iată, iată dovada. Și bicicliștii e prioritate europeană pentru voi, că doar le construiți piste, nu? Exact. Ideea e ca electoratul să nu asocieze imaginea mea cu hingherea asta de vrem noi să o facem. Eu nu vreau să fiu implicat în absolut nimic. Da, mă rog, o să fac o concesie și o să organizez eu licitația asta pentru contractul de strângere a câinilor. Nu? Să nu zici că nu vă ajut. Trebuie să acționăm urgent, pentru că se pregătește un măcel. Un genocid, dar ce zic eu genocid? Un adevărat holocaust al câinilor, doamnă! Nu, nu pot să vă zic, nu pot să vă zic pentru că îmi risc slujba. Dar fac parte din staful primarului, da. Da, bine. Domnul Mârlanu? Și eu sunt. Da, săruna, eu sunt. Da, aveați oră cu tata, dar el nu mai poate să vină, așa că o să o faceți cu mine, dacă vreți, bineînțeles. Că să o facem... Da, ora. Da, cu mare plăcere, bineînțeles. Păi, hai, urcați! Să... Nu, nu, în partea cealaltă. Păi, a, da, da. Eu... Săruna. Bună ziua, am rămas eu la volan ca să vă arăt comenzile, că am înțeles că e pentru prima dată. Da, că eu sunt virgin. Sunt virgin în trale condusului. N-am mai, până acum, na, că altfel așa am o experiență de... Da, așadar ea e rochița. Văd că e, dracu să nu văd că e. Nu, 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 la mașină mă refer. La... Da, așa se numește ea, pentru că eu o folosesc la firma mea de anunții de evenimente, dar merge super și poartă mult noroc. Și ne-a dat examen pe rochița mea, a terminat în 2 minute. Așa mult? Eu termin în 30 de secunde, dar 530 de secunde, dacă nu chiar 40, 50. Ei, uite, ăsta e panoul de comandă, da? De aici, aici se semnalizatorul, da, stânga-dreapta, da? Aici sunt luminile cu... Fază lungă, fază scurtă, vezi? Aici sunt ștergătoarele. Da, da, da. Așa. Aici ai viteza și turațiile. Și sus e benzina. Ai grijă să nu rămâi niciodată fără benzină. Este cel mai important lucru, da? Da, da, da. Ăsta da. Este schimbătorul de viteze. 5 viteze are mașina asta. Asta este de frâna de mână. Asta e tot. E ceva ce n-ai înțeles? Tot, am înțeles tot. Atunci, hai, treci la volan. Acu? Da. Da, dar n-am... Aoleu, ce târziu, trebuie să ajung la o sediță la servici. Mai vorbim data viitoare. Păi... Pupăză, zi bă și mie, zi și mie, care-s comenzile la mașină, mă? Păi nu ți-a explicat, mă, instructorul, de ce n-ai fost atent la el? Păi am fost chiar prea atent, dar nu prea înțelegeam că era bătrân, bă, era un boșoroc și se bălăgânea proteza în gură și nu prea am înțeles ce a zis. Hai mă, că mâine mă ascultă și nu vreau să par idiot. Oricum o să par, că ești. Dar mă rog, cu ce a venit? Cu rochița. Ce dracu e aia? Numele. Lasă numele, zi marca. Habar n-am. Ce idiot sunt? Eu ți-am zis? Ce? Unde să exersăm șeful? Că ne sfâșie câinii. Să moar tu, Matiescule, te sfâșie câinii. Acirea exersăm, bă. Bă, ce vezi tu pe undeva pe cifru un câine? Hai, mișcă-te și adu bicicleta. Hai, Matiescule, tu primul, treci. Hai, bă, hai că... Așa, hai. Coordonarea și echilibru e ele mai importante lucruri la mersul pe bicicletă. Hai.
Șeful, de asta nu ia viteză. Păi cum să ia bre viteză dacă are roata ridicată? Scoate-i astea dacă vrei să ia. Matiescule! Ce-ați făcut, mă? Iar? Acum, Matiescule, te joc în picioare. Dacă au un comentariu la adresa mea, o să-ți dau o bicicletă fără șacarul solo, bă, bă. Păi, cere și mormânt, șeful. Ai, ai, ușurel, ușurel. Să vedem ce ați învățat. Ce facem prima oară înainte să pornim? La ce ne uităm? La baloane. La balcoane, la cauciucuri, să nu cumva să avem pană. Corect, dar de data asta nu e cazul, pentru că tocmai am venit eu cu mașina. Ba, e cazul, să știți că e cazul, că niciodată nu știți când se întâmplă. Prevederea e mama înțelepciunii. Adică mă duc eu să văd dacă e în regulă, ca o ciocurne. Belea, madame, avem pană. Cum avem pană? Păi dați-vă jos să vă arăt, ca să vedeți. Cum avem, domnule? N-a poftit beleaua. Ia uite-o cum e. Bosuflată. Dar las că tot drăguț spre bine, că văd și eu cum să faci o pană de cauciuc. Să umflă. Uite, păi asta stai e... cu pompa, nu cu gura? Cu pompa, fii atent, asta e o pompă, asta e un furtun, da? E aici, se cuplează la ventil, se scoate că... Unde-i căpăcelul? E la mine. Bun, ok, se scoate căpăcelul, da, și se cuplează. Mă urmărești? Da, cu atenție. Mașina mea! Sună la poliție, rochița mea! Să nebunesc cum pleacă asta din pompă. S-a furat și rochița și mașina. Ce s-a întâmplat? Mi-am furat mașina. Ți-ai luat mașină? Încă nu, dar o să-mi iau. Și când îmi iau, îmi iau o super limuzină. Numai să zici ce culoare și ce marcă vrei, că pentru tine o iau. Parcă sunai la poliție. Eu? Da. Hai, norocionete! Bă, mi-a furat ră mașina. Nu-i Caterinca, bă, nu-i... Nu e a mea, normal, e mașina școlii. Da, Rochița. Nu chine tâmpitul, așa scrie pe botul ei, că e mașina de aia de merge la nunți. Am înțeles. Furt de mașină. Ușor de recunoscut. Scrie pe capotă Rochița. Hai, pe biciclete și fuga marș după ea până trafică. Cu siguranță e blocată pe uneva. Șeful, dumneavoastră faceți mișto de noi? Cum dracu să urmărim o mașină cu bicicleta? Eu înțeleg că vreți să vă bateți joc de noi ca să vă răzbunați pentru atunci când ați fost subaltern, dar nici chiar așa. Și unde mai pui că ne mănâncă și câinii? Ai de capul vostru de pătălăi. Ia dați-mi, bă, mie apărătorile alea, bă, să vă arate șeful de secție cum să rezolvă cazul pe bicicleta. Dar n-aveți nevoie, șeful, că sunteți deja protejat. Unde vrea prințesa mea să mergem? La o cafenea din centru. Dorința ta e ordin pentru mine. Îți place mașinuța? E drăguță. Rochița, asta e mașina furată. E hoț, bad guy. Yeah. Yeah. Da, nu mă fentezi. Mă, ce n-ai, bă, e primul contract pe care ți-l dau. Mâine dimineață organizez licitația, după care mai danezii sunt ai tăi. Nu intrați, doamnă, că eu este ocupat! Mă scuza, șeful, chem paza imediat! Nu este nevoie că plec. Bună ziua, sunt președintele Asociației Patru Lăbuțe. Triste. Și am venit să vă anunț că dacă vreți să faceți cu câinii ce am auzit eu, o să vă aduc toate televiziunile în birou. Consiliul Europei, drepturile animalelor, chiar și pe Brigitte Bardot dacă este nevoie. Cariera dumneavoastră politică va fi încheiată. Doamna Patru Lăbuțe! Triste. Triste.
Cred că este o greșeală. Ce greșeală? Am informația de la o persoană din staful dumneavoastră. Din staful meu? Doamna Trista, în staful meu nu există decât o singură persoană. O secretară amărâtă, puteți să și verificați. Betty! Betty, doamna 4 susține că... Are dreptate, șeful. Este chiar o crimă ce pun consilierii la cale. Un genocid, un holocaust al câinilor. Dumneavoastră m-ați sunat. Cine, eu? Da, recunosc termenul de holocaust al câinilor. Genial! Ăsta o să fie titlul campaniei mele. Iar dumneavoastră ați pus-o. Deci așa, Betty, tu ai sunat la Triști, a? Șeful, să vă explic. Uitați, eu iubesc foarte mult câinii. Îmi pare rău, Vandami. Iubești câinii, Betty, nu? Iubești, da, câinii? Da, șeful, foarte mult. Ok, ok. Aoleu! Șeful, nu mai pot, îmi vine să vărs. Cum, mă, Betty, să-ți vină să vergi? N-ai zis că iubești câinii? Păi când iubești pe cineva, iubești necondiționat. Orice rahat ți-ar face. Gata, i-am strâns pe toți. Foarte bine. Acum adună câinii, că trebuie să le dai de mâncare. Cum să-i adun? Cum să-i aduni? Uite, cu bicicleta asta. Te urci pe ea și eu o să vină după tine. Șeful, vă bate joc de mine, nu? Betty, bagă! Ți-am spus să nu iei pe aici, că e aglomerat. Stai, dragă, ne grăbim undeva. Poliția! Auzi, ia-o pe bordură și calc-o! Ce, mă? Hai, lasă teatru, că știu că ești hoț de mașini. Dar mă excită pericolul și îmi place. Calc-o, mă, n-auzi, că dacă ne prinde poliția și intri în pârnaie, nu mai faci nimic. Stai, dragă, liniștită, că și gaborii sunt blocați în trafic. N-au cum să ajung aici. Corect. Bă, tu știi că ești și deștept? Ieși afară și cu mâinile la vedere. Ieși! De sus! Ziceai că nu o să ajungă poliția aici, nu, prostule? 2 secunde, Chiorete. Sau mai mult. Mai stai! Mersi, Chiorete. Felicitări, comandante, și rănite de surcat exemplar. Datorită demonstrației tale, toate secțiile vor fi dotate cu biciclete. Ah, să nu uit, meriți o plimbă. Servesc patria! El este polițistul care a tras în câini? Da. Da. Tata, nu le-am făcut nimic, am tras așa numai ca să-i spari. Cum nu le-ai făcut nimic? Din cauza sperieturii s-au dus sub roțile mașinilor. O să-ți fac raport. Haideți. Ai consumat muniția pe maidanesul comisare. Așa, ce pupa! Popo strigă! E de râs, nu? E, atunci luați, domniile voastre, bicicletele și marși în patrulare, mă! Hai! Ce să... Șeful, bicicletele n-au șa! Știu, Matiescule, că pregătisem bicicletele pentru Solomon și pentru Afrodita. Dar vi le dau vouă, mă.
ca să patrulați pe ele. Să vă dau și un subiect de râs. De râsul parcului. Apare fuga. Mărș! 1, 2, 3, 4. Fără! Mă găsește, dragi. Păi ți-ai luat carnetul? Nu, dragă, dar ținând cont că am ajutat la recuperarea mașinii, suntem eroi. Și pe eroi nu îi oprește poliția. Zic, de unde să pornești, unde să bagă cheia? Nu știi nici măcar unde se bagă cheia, acolo e contactul, fraiere. Aici? Da. Știam, dragă, dar vreau să te verific. Ce faci, mărlare? Ți-ai luat mașina, hă? Păi n-a fost vorba, mă, măcarule, că dacă ți-ai carne și mașină, pe mine mă plimb prima! Ia dă-te pe jos! Cu mare plăcere, tanti! Sofico, nu te cobă, nu lăsa! Nu, baba! Așa! Păi ce-ți plecă? Adevărată mașină mică! Drum mașină! Bre mașină și matare în putere! Ce mișto e așa! Vai, mărlare, la ce stic și ești la volan! Deja m-am șternit! Da, da, acelea, că nu pleci că ești! Până nu mă dai o dată cu mașina, dă-i drumul! Ha! Ce drum plecă, din nu știu cum să conduci, că nu mi-a luat carnetul! Lasă-mi nimic, că ți-o arăt eu, că am văzut la dantelaura de pe preoșerească! Hai, ia-ne! Vedea la ăsta, pasaciul, aaa! Unde vreți, că ți-l ia mă la Am găsit ăștia pe clanță de la un... Ce? Ieși! Betty! 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 Șeful! Nu e păcat să vă dați naibii grășciorul ăsta de privighetoare răcnind când avem intercom? De ce nu-l folosiți? Ca să fac economii la bugetul primăriei, Betty, de-aia! Ce-a zis aia de la electrica? Când remediază pana de curent? A, lucrează șeful, dar s-a ars magistrala principală, nu cred că-i dă drumul astăzi. Adică la noapte o să stăm la lumânare? Da. Vă dați seama ce sexy e? Convoacă comitetul de urgență. La noapte o să stăm aici. Nu pleacă nimeni acasă. Trebuie să coordonăm orașul. Vreau să comand o șampanie. Ca să sărbătorim revenirea curentului. Când pornește el, curentul. Și fiind beznă totală, noi în tot timpul o să fim în alertă. Poate avem noroc să fie lună plină. Să ne mai lumineze puțin. Salomone, pe tine nu te mai luminează nici dracu, mă.
Și ai grijă să mai mă întrerup tu pe mine când fac dizertație în fața colectivului. Că te găsește dracii și te bag în beznă mult mai iute decât și-a de ție mintea aia. Deci să revenim. Așadar, toată lumea e consemnată același secție. Yes! Bravo, bravo! Ce vezi, mă? Ne bucuram că... că o să avem ocazia să fim în slujba cetățeanului, pentru că pentru Neric... toți borfașii ăștia o să profite ca să fure ei, ca să... Da, corect. Așadar, noi o să ne aflăm în patrulare. Păi, cum în patrulare, șeful? Păi și secția cine o păzește? Da. Ce drajda mi-a să ne fure oții din secție, dar aici vă mă atrez. Păi, uite armamentul. Da, uite, la asta nu m-am gândit. Să revocă ordinul, nimeni nu mai patrulează, șadem cu toții consemnați acela secție și intervenim în caz de urgență dacă ne solicită careva. Și plecăm în patrulă câte doi. Eu cu Afrodita. Foarte bine. Deci tu cu Afrodita dă-i drumul acum și cumpărați lanterne. Că nu-mi șade ca orbeții pe întuneric total, nu? Cu mare plăcere, șeful. Hai, dragă. Auzi, merg și eu, mă duc și eu, șeful, să iau lanterne. Zis câte doi. Bine, atunci du-te tu acum cu Afrodita și eu fac echipă cu Afrodita pentru Neric diseară. Nu? Solomone, du-te imediat și ia lanterne cu Afrodita. Hai, e ordin. Înțeles. Șeful. Și eu diseară. Cine face pentru Neric? Eu am zis primul. Abia mâine se remediază, că mi-a zis Afrodita. Păi așa, de unde știe? Ce, lucrează la electrică? Știe tanti, pentru că e mobilizată la secție, că dacă o să fie beznă în tot orașul, îți dai seama că o să-și facă infractorii de cap. Apropo, pot să chem și eu pe cineva să stea cu mine, că e periculos? Lasă, facă, vin eu! Ai nebunit, bre? Cum să umbli mata femeie bătrână prin beznă? Doamne, dacă te violează cineva? Se poate? E, păi dacă e pe așa, atunci vin și nu numai că vin, dar și plec. Și iar vin, și iar plec, și iar... Tanti, eu vorbesc serios. Da, eu. Dar ce fai tu, la cine te-ai gândit, a? La vreun pervers de la golan care să profite de întuneric și o să-ți facă niște chestii pe care nu pot să ți le spun că... că mă stârnești toată... Nu, tanti. Nu, tanti, dar la cine te-ai gândit? La Mârlanu. Tata, dacă o să profite și el de întuneric ca să... Păi nu o să îndrăznească să profite, că-l controlezi un os, domn, ți-am zis că tot vin și tot plec și vin și plec. Hai, lasă-mă că trebuie să mă coafez pentru violator, pa! Ceau, Mateo, băi, îmi pare rău, da, a căzut acțiunea din seara asta. Vine mătușica la mine. Dar lasă că mă revanșez eu altă dată, dublu. Te pup! Păi cine pup, dragă? Tanti știe? Știe, Mârlane, că pe ea o pupam. Dar sună și verifică dacă vrei. Las, că nu-i nevoie. Auzi? Ce faci la noapte? Dorm. Și nu vrei să dormi la mine? Vă așteptam, șef. Păi, bebe, tu ești nebună! Unde naiba ești? Aici. Ce-ați făcut? Tu ce mi-ai făcut? Ce naiba cauți aici? Păi v-am adus o lanternă, șeful. Și nu puteai să stai cu ea aprinsă? Ei, am zis să nu se consume bateriile, că o să avem o noapte lungă. Da, lungă. Cum ai vă mai duc la întâlnire cu consilierii în halul în care arăt? Dezbrăcați-vă, că vi le spăl eu. Și cum le usuși deșteaptă-o? Că n-avem curent! Cu gura. Dezbrăcați-vă. Doamne! Matiaescule, sunt de puiar cu coate să-mi... Fie să nu-mi bagi lanterna, ochi, idiotule! Pune mi-a căzut, mă, la lanterna. S-a rostogolit pe acolo. Ce găsește, dracii? Stingeți, bă, lanternele, că vă termen! Popone și tu! Nu, e lanterna stins-o, e de la chelia mea, șef. Ți-a chelia, dracu, să... Ce ești? Nu-i șef, mă, că e ăsta, mă. E acolo, șeful. Ești, mă. Aha! Ia-te, dracu, de... Cred că s-a lovit tare. Thank you.
Sofico, tu ai vorbit serios când ai zis că vrei să viu la tine? Evident, Mârlane, dar nu vii pentru ce te gândești tu. Mătușica a zis să vii să-mi ții de urât până vine curentul, că știi că la adăpostul întunericului se dau multe spargeri. Corect. Și ar fi păcat să te spargă cine nu trebuie. Ce femeie deșteaptă-i Tușica. O iubesc. O să-i spun. Nu zic să râici, că las că știe. Hai, hai să mergem. Hai. Hai. Ce faci, mă, garule? Am crezut că-i clanța, dragă. Scuze. Bine, imbernă. Ardi la focul pe ăla de-a inventat becul. Edison, incultule. Haide, șeful, dă jos și pantalonii, că n-are ce să se întâmple. Și dacă intră Emma și crede că tocmai... Cu mine? Mă flatați! Păi am eu față să concurez cu dânsa, se poate. Nu, normal, dar pentru Neri crezi că o să-și dea seama că ești tu? Și până realizează, ești la reanimare. Zrici tu viața pentru... O imagine cu... Pentru imaginea dumneavoastră oricând. Dar ce să caute doamna aici? Haide, dați-vă jos pantalonii, că nu puteți să mergeți la ședință pătat pe... Că e rușinică. Ok, stinge lanterna aia. Da. Gata, ia-i. Ce faci obsedat-o? Căutam pantalonii căutam. Serios? Ia de lanterna asta încoace. Poți să iei? Țeapă, că nu sunt acolo. Ia-i. Și să nu dea naiba când mi-a dus să intri iar pe șestache, că... Bă, da, ăștia chiar ne țin în besn. Ce faceți, mă? Doamna, să știți că nu e ceea ce pare. Nu e ceea ce pare? Nu e bărbatul un gol în fața ta? Habar n-am, doamnă, că m-a orbit cu lanternă, nu știu cum e. E gol? Și-a scos lingeria? Are dreptate, lasă-o în pace! Mi-am pătat pantalonii cu cafea și i-am dat să-mi curețe hainele, că doar nu puteam să mă duc la ședința cu consilierii în halul ăsta. Așa, fata? Betty! Așa, doamnă, așa, eu mă duc să spăl hainele. Deci ai început iar cu golănelile, Vandame. Bine! Măi, pute, n-am început cu noi, unde te duci? Să-ți fac rost de haine sau vrei să le arăt și consilierilor? Stingeți lanternele că-și revine. Ia, prindeți pe lanternele. Și să-mi spune și mie care-i porcul și măgarul de m-a părit în moale capului, ia. Nimeni, șeful. Nimeni, a? Adică eu m-am părit singur ca bou, ce sunt, Matiescule? Matiescule, eu sunt un bou? Nu, șeful. De fapt, eu nici nu știu ce s-a întâmplat, că eram tuneric. Eu zic să recunoașteți-a cu cinstii lăutărește care m-ai părit în moale capului. Hai că vătămarea corporală recunoscută e pe jumătate iertată. Deci, care m-ai părit? Nimeni, ai? Bine! Deci profetați de întuneric ca niște lași parșivi ce sunteți să mă păriți până la spate! Nu v-ar fi rușine! Ia, gata, toată lumea stinge lanternele și le pune la mine pe birou! Așa? Și acum să vedem cine și cum profită de întuneric! M-ați chemat? Da, dezbracă-te. Poftim? Dezbracă-te, mă, e surd. Sunteți sigură? Ce o să zică domnul primar? O să zică mersi. Păi, cazul ăsta... Așa, așa. Haideți, domn consilier, că nu am toată noaptea la dispoziție. Așa, așa, păi așa. Și dumneavoastră? Eu ce?
Nu vă dezbrăcați? Nu! Păi... Hai, mersi! Ce faceți, doamna prefect? Bine, bine! Stai un pic! Ce era? Ce faceți, mă? Băi, încetați, mă! Scuze, dar nu te-am văzut! Da, e întuneric ăsta! E beznă! Și cu tatăl dumneavoastră nu ziceți nimic, nu vedeți ce fac ăștia? Nu-ți, că mă vorbește lanternele astea. Păi te-am torceți-le naibii ca să-i vedeți. Ce vorbești? Ca să rămân eu iar în întuneric, să mă păriți iar parșivește moale capului? În nici într-un caz. Ia zi tu mai bine de acolo ce-ți fac ea. Păi cum ce fac să prefacă, nu văd, ci profită de ocazie ca să mă pipăie. Dar nu, nu, adevărat, așa, mă, chiar nu vedem. Uitați, nu uitați. Nu potoliți-vă odată, că dacă nu încetați, o să vă nenorocesc. Ăsta-i dosarul care îl căutam eu, da? Măgarilor! Mare atenție, donșoară! Vezi că proliferarea de injurii și de amenințări la adresa colegilor se lasă cu niște sancțiuni, ți-am clar? Șeful Dan a zis mai devreme că nu vedeți? Nu! Atențiune! Seara, mă! Păiți! Am venit să văd cum vă descurcați. Ce vreau să vă mai spun. Vedeți că mass media e cu ochii pe voi. Și oricând poate să apară careva care să se intereseze cum gestionează poliția pana asta de curent. Nu avem nicio problemă, șeful, suntem stăpân pe situație. Domn Chestor, eu am o problemă. Ce problemă e, agent? Colegii aici de față mă hărțuiesc sub privirile îngăduitoare ale comandantului. Ia, ia-te-mă o lanternă să văd cu cine vorbesc. Ce așa? Ia, ia. Agent Afrodita, să trăiți. Păi în ținut asta ce vrei să-ți facă, agent? Tu îi provoci! Eu! Dar cine eu? Ia îmbracă-mă ta niște pantaloni, hai, pune-ți părul la spate, închide-ți nasului până la gât și să văd așa te mai hărțuiește. A? Dacă te hărțuiește, vii la mine, tuțurico. Vii la mine că rezolvăm noi problemele. E să dea naiba de nou să procedeze exact așa. Ia de aici, obsedatule. Stai, mă, Afrodita, stai că a glumit. Doar nu vrei să te transformi într-un băiețoi acum. Tău, ce-am făcut? Stați, mă, potoliți, bă. Ce vă pierdeți, bă, așa cu chirea? Că numai gura-i de ea, mă. Pă ce, bă, ați mai văzut voi panorame care să renunțe la minijup? Nu? Nu. Auzi, dacă ți-e frică, poți fi mai acelea lângă mine. Momentan nu mi-e frică, dar te anunț eu când mi se face. Ai auzit și tu? Normal că am auzit, dar ce-o fi fost? Nu-ți spun că nu vreau să te sperii. Un șoarece. Ce șoarece? Dita-i șobolanga cu ei, cacaii de mari. N-ai auzit că era să dărâme biblioteca? Un șobolan? Dar ce să caute un șobolan aici că e curat? Ăia stau numai în gunoaie. Ce? Pe vremuri ședea în gunoaie, când era gunoaiele gunoaie. Acum, dacă cu criza, nu mai aruncă nimeni nimic la gunoaie. Ce mai caute pe acolo? Acum umblă pun blocuri după mâncare. E de ăștia mari, m-a ajuns să atace omul, ca urșii pe la Brașov. Omul? Da, stai liniștită, că sunt eu aici. Vino mai lângă mine să te atace, dracu, să-ți blocuri. Stai, mârlane! Măi, stai, stai credere în mine, că eu aș avea toată încrederea în tine. Scuză-mă, iubito, scuză-mă, capcanele erau pentru Betty ca să nu mai intre așa neanunțată. Betty! Nu le-am uscat încă, șeful! Și suflu că pot de tare! Lasă-le în naibii de haine, că nu alea sunt importante acum! Adu o compresă umedă! Oh.
O porcărie, baby! Imediat, iubita mea! Te lovi tare, iubita mea! Sus, încet, încet! Dă să pup, că o să treacă imediat! Dă să pup! Nu e ceea ce pare! Te omor, nemernicu! Te omor! Pleacă imediat acasă, că nu mai belele îmi faci! Imediat, imediat, dar stați, stați așa, să rămân, să rămân cu imagine, o imagine... Betty, ieși afară! Iubito, iubito! Așa e bine, obsedaților? Nu știu, stai să văd, să... Mă convinc. Ce faci, mă? Păi, pe bezna asta cum vrei să văd altfel? Corect, ia să vedem. Să vedem dacă nici aici nu vedeți. Mi se pare mie sau vrea să profite de întuneric ca să se dea la șeful? Mă întreb ce o să zică doamna Dezire de treaba asta. Ce cația cimuiere, dă-i drumul imediat la tine la birou. Și de când se suie în cârca superiorului, inferiorul. Dă-i drumul la tine la birou, am spus. Te ajutăm noi să găsești birou sau te descurci singură? Să trăiți! Ce caută asta aici? Vrei să te răzbuni înainte să aștept explicațiile mele, nu? Ieși afară! Unde să mă duc așa? La nevastă ta! Iete și eu sunt gol și am venit la nevastă mea! Da, a zis că avem ședință! Păi atunci du-te în... Du-te în sala de ședințe! Păi dați-mi măcar pantalonii! Sunt ai tăi? Pentru că i-am luat hainele, să ți le dau ție, deșteptule! Și nu te gândi nicio secundă să... Cu ăla? Ok, iartă-mă, n-am vrut să... Mă ierți? Bine, iartă-mă și tu că m-am gândit că îți faci de cap cu nașpeta aia. Mă ierți? Te iert! Auzi, Bito, așa, în lumina farului, nu te simți ca o căprioară tremătând de emoție pe șoseaua din mijlocul pădurii, când vede cum se apropie de ea un motociclist singur și sexy. Nu ți s-a omezit năsucul? Nu ți s-a dilatat pupila? Pupăză, am avut o zi grea. Că fără mine îi termină pana de curent pe șefi. Înțelege-mă și pe mine. Te înțeleg și tocmai de-aia nu-și cer să mă mângâi și tu. Doar abandonează-te în brațele relaxării. Cum s-a abandonat Joan în brațele lui Vântu, că s-a dus el la spa atunci. Zah, ce sete mi-e, pupăză, du-te și adu-mi ceva de băut, te rog eu mult, da. Te rog, da? Mă duc, mă duc și vin. Ia uite. Special ai făcut! Da! Special ai făcut! M-am împiedicat, scuze-mă! Două jos și o suc eu în două minute! Asta era, vrei să mă dezbraci? E, țeapă, nu dau jos nimic! Păi tata, se pătează! Lasă, că mi-ai tu alta! Mi-ai tu alta, pupăzel! Nu dau jos nimic! Nu ies de aici nici dacă mă dați afară! What? Nu! Că abaterea asta nu e trecută regulamentul de ordine interioară!
Ce bâhnită o să fie săraca doamnă de Zghirei când o să afle. Da. Ieși! Ieși afară acum! Ieși! Nu! Nu? Nu! Bine? Șeful ne dă voie să o verificăm. Haide! Haide! De ce te-ai așezat? Ce faceți, idioților? Filmăm, că ăsta e subiect de primă pagină. Polițiști gay până acum n-am mai avut. Nu cu tine vorbeam, amerții trecu ăștia. Ci ce, noi nu suntem gay, ce să... Cum? Asta e mâna lui Matracuca, nemernica, vrea să se răzbune. A chemat presa. Măi, ăsta de la presă, noi nu suntem gay, mă. Și ca să dovedim, fii atent, ce filmează. Ia uite, mă, săriți pe asta, mă, liber la orice. Hai! Potoliți-mă că dacă nu-l chem pe domn Chestor. Agent? Și ce-am spus eu, mă, să faci cu părăsii ținuta? Păi dacă vrem să fim hărțuită, foarte bine, dar să nu te mai plângi. Măi, băieți, ia scoteți-i, mă, sex appeal-ul din cap. Liber la orice! Ați intrat în chestia? Poți eu? Potoliți-vă! Toți, dar să faci un reportaj de bine, ai înțeles? Hai, dă-i drumul! Întoarce-o la mine, băieți! Aia, termină! Băi, Solomone! Domnita! Domn presor, domnita! Domnita este pudică, domnule! Nu e! Așa, baga poartă! Lovește! Numai, nu da cu mine! Lovește, mă! Vrei să-ți dau două palme în față? Dar cum naiba se face că de când am venit lângă tine nu s-a mai auzit niciun șobolan? Normal că s-a mai auzit, că ei și-au dat seama că ai lângă tine o bestie cu care nu se pot pune, o bestie care îi nimicește din prima. Ce trage curentul, ia uite, na, acum ce trebuie să stăm lipiți? Ce-a fost asta? Asta nu mai știu nicio. S-a auzit de la ușă. Da, de la ușă. Unde ții cuțitele? În bucătărie. Marș! Zic că am cuțit! Treci în brațele mele ca să-ți protejez zonele sensibile, că guzganii mușcă ori de sâni, ori de organe genitale. Am prins eu pe Animal Planet ce am citit. Măi, Sofica, dar mă, tu ești cam lăsată pentru vârsta ta, ce cu ce? E așa, mărlane, ai? Mușcă de sâni! Da. Tu sau un șobolane, ai? Nu, eu. Ce, mărlane, e între noi? Ne atacă cumva? Lasă că-și protejează fata organul genital. Unde? Mărlane, nu e! E, tanti, e pe crate, am văzut-o blana, e, te mișcă. Ia uite, e pe crate. Lasă-l! S-a stins pe naiba singură. Ai pus tu un bec nașpa care se stinge ca tâmpitul, să profiți de bezna și să vezi paharul pe mine. Doar mă dezbrac. Dar nu e adevărat, iubi, jur. Uite, dacă nu mă crezi, verifică. Da, special ai făcut. Ca să nu verific eu. Dați apă, găsesc eu un bec bun. Beti nu umbla acolo că e băgată în priză. Doamne ferește, vine curentul și... Da, ți-e frică că te prind cu șmecheria, nu? Betty! S-a întâmplat o nenorocire! S-a electrocutat Betty! Ce să fac? Lasă-mi din Caterinca, că eu vorbesc serios! Pe bune! Tu și un grob de tot sau numai bust? Doamna prefect, se mai ține ședința aia? Da! Da! Păi atunci noi ne ducem în sală! Mai repede! Mai repede!
Ce vă uitați, mă, așa? Încercați să mă ridice, să schimbe cu... Am crezut că iar și de aia nu merge. Lumina. Cucoașă, tu te repede și sapă o groapă, că s-a electrocutat și trebuie să o îngrop. Păi așa, direct, fără popă? Ca să-i acord primul ajutor, idiotule, du-te! Mie mi se pare mai mult că e ultimul. Ce faci, măgarule? Nu ți-a mers cu datul și m-ai curentat acum ca să profiți? Măi, iubito, ai nebunit, pe ce eu dau drumul la curent, ea de la electrica? Ah, tu ești mână-mână cu ea de la electrica. Tu ai provocat avaria ca să profiți de beznă și să mă dezbraci. Te omor! Sau nu, am o idee mai bună. Bă, pupăză, eu te crez, dar nu poți a te elibera până nu termină aia de electrica ancheta. Dar n-am făcut, mă, nimic. Bă, ceva ai făcut tu, că într-altfel nu te-ar fi reclamat Betty. Că doar e gagica ta. Nici nu știu dacă e. Cred că doar se preface. Moroc, da frumoșică foc tot e. Betty! Șeful! Nu e păcat să vă... Ce tupită! S-ar părea că sunt ușor schizofrenică. Nu te simți ca o căprioară fremătând de emoție. Pes. Puh! Hai! Doar abandonează-te în brațele relaxării, cum s-a abandonat Joana în brațele lui Vântu când a fost. Ce de TikTok! Ce făceam eu? Că mă gândesc la Joana și la Vânt. Hai. Auzi, Vito? Da. Așa. Lasă-mă. Hai.